Timp de 3 minute, zilnic, vă prezentăm cât și ce muncesc parlamentarii din fiecare județ. Vă arătăm cu argumente dacă se justifică sau nu sumele pe care le încasează lunar din bugetul statului. Astăzi analizăm activitatea lui Cătălin Rădulescu, supranumit mitralieră. A fost ales în circumscripția electorală numărul 3 Argeș pe listele PSD. Eu arma cu care am tras în timpul Revoluției, mi-am păstrat-o, niciodată n-am vrut să o dau. O țin acasă ca și armă de panoplie, AKM-ul ăla cu care am tras. Și o țin, da, pentru că dacă vreodată, poate mai vine cineva cu vreo idee din asta să transforme statul ăsta pentru care am optat noi, sunt pregătit să ies cu arma să trag. Tot imediat. Dar pot să ies oriunde vreau eu. Dacă mă apucă pe mine o nebunie, pot să ies unde vreau eu. E dreptul meu. Și e riscul meu și e hotărârea mea în momentul ăla. Acesta este al treilea mandat al deputatului mitralieră. A mai fost în Parlament în perioada 1990-1992 și în mandatul 2012-2016. Statisticile de pe site-ul Camerei Deputaților arată că este codaș la luări de cuvânt și inițiative legislative. 7 luări de cuvânt, 6 întrebări, 56 de propuneri legislative. Din decembrie 2016, de la validarea ca deputat și până acum, a avut 2453 de voturi. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este prezența la vot. Cătălin Rădulescu are o prezență de 74%. Întrebări și eu răspund și asta scriți. Asta scriți, nu ce vreți voi și nu faceți film. Nu, ai făcut un film, ați făcut o înregistrare neautorizată. Anul trecut l-a invitat pe Mihai Tudose să plece din partid. Într-un partid se hotărăște într-un anumit fel, trebuie să te supui. Nu-ți convine, indiferent că ești premier, îți dai demisia și pleci, dacă nu vrei să faci cum hotărăște partidul. Aici nu e pe concurs. Pentru munca depusă în Parlament, deputatul PSD Argeș încasează o indemnizație lunară de 10.448 de lei. Eu vin aici și eu nu pot să-mi administrez eu compania mea, da? Și mi se dau 5.000 de lei de mizerie, da? Îmi fac suficientă treabă și am fost pe primul loc anul trecut în Parlamentul României ca inițiativele. Deci eu fac suficient de mult pentru țara asta ca să fiu plătit cu mizerie de salariu. Este momentul acum să aflăm care sunt punctele tari ale deputatului PSD Argeș. Prezență ridicată la votul electronic, fidel partidului din care face parte. Punctele sale slabe sunt următoarele. Număr redus de propuneri legislative, luări de cuvânt foarte puține, declarații politice controversate, comunicare prin rețelele de socializare aproape inexistentă. Pentru activitatea din actualul mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 5 deputatului PSD Argeș, Cătălin Rădulescu.